Cu 23 de apariții în tricoul alb-albastru și fără gol primit în 10 partide, Vlad Muțiu a fost considerat drept îngerul păzitor din poarta lui Fece Farul în sezonul recent încheiat pentru marinari. Golkeeperul originar din Baia Mare a fost adus la Constanța anul trecut din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Dinamo București pentru care a și evoluat în Liga 1. În cele mai multe partide din sezonul 2019-2020, Muțiu a avut evoluții apreciate de suporteri și staff, motiv pentru care i s-a și încredințat banderola de capitan în câteva dintre acestea. Vestea plecării sale de la echipă nu a fost confirmată deocamdată oficial de conducătorii de la Farul Constanța, însă presa din Ardeal a anunțat că portalul s-a transferat la Universitatea Cluj. În vârstă de 25 de ani, Muțiu este originar din Baia Mare și a fost crescut de Dinamo. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru unirea Târlungeni, ce se cu vâlcea și ce se și se poate lăuda și cu 11 prezențe în Liga 1 în tricoul Câinilor Roșii. Muțiul va înlocui la Universitatea Cluj pe Cosmin Durbozoancă. Cel arcălui împrumut de la fece viitorul nu va fi prelungit la finalul sezonului. Vlad Muțiu este evaluat pe piața transferurilor la suma de 250.000 de euro. Aceasta este cea de-a 11-a plecare din lotul marinarilor de la începutul pauzei competiționale, după ce la începutul săptămânii numai puțin de 10 jucători și-au încheiat colaborarea cu formația de la Malul Mării.